ministru despre criticile care au apărut chiar în coaliție. Dacian Cioloș a criticat numirea lui Sorin Câmpeanu la Ministerul Educației. Nu sunt foarte fericit cu această numire, a scris pe Facebook Dacian Cioloș. Invitații noștri, jurnaliștii Florin Negruțiu, Răzvan Chiruță, redactor șef la Newsweek România, Ion Meioniță, redactor șef Istoria, Florin Negruțiu este realizator în fața ta la Digi24. Florin, cum a fost prima ieșire la rampă a prim-ministrului României, Florin Câțu? Domnul Câțu este cunoscut opiniei publice ca ministru al finanțelor. Nu îl dă afară din casă elocința, discursul. Public vorbește mai mult în cifre și când vorbește își cam înghite vorbele. În schimb, se activează brusc în momentul în care răspunde unui atac politic de la PSD. Ăsta a fost singurul moment în care domnul Câțu chiar a apărut viu, când a trebuit să le dea replica celor de la PSD, care descoperiseră că avem un guvern de paie, incompetent și pus pe pile. Asta venind de la PSD, care a guvernat 3 ani cu 3 guverne, 2 date jos de ei și cu 70 de miniștri. Ultimul premier al PSD-ului fiind Viorica Dăncilă. Și atunci s-a activat domnul Câțu și a răspuns politic. Acum, eu sper ca domnul Câțu să vorbească mai puțin și să încerce să facă mai multe, pentru că sarcina pe care și-o asumă este uriașă. Urmează un an extrem de dificil. Va trebui să se întoarcă sau să se ducă la Palatul Victoria și să înceapă munca. Sosește excelența sa, Klaus Werner Iohannis, președintele României. Urmărim ce se întâmplă la Cotroceni. Se intonează imnul național al României. În temeiul prevederilor articolului 85 aliniat 1 și ale articolului 100 aliniat 1 din Constituția României Republicată, având în vedere hotărârea Parlamentului României numărul 31 din 2020 pentru acordarea încrederii guvernului, președintele României decretează: se numește guvernul României în următoarea componență: Florin Vasile Câțu, prim-ministru. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ilie Dan Barna, viceprim-ministru. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența,
unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Kelemen Hunor, viceprim-ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Lucian Nicolae Bode, ministru afacerilor interne. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bogdan Lucian Aurescu, ministrul afacerilor externe. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Stelian Cristian Ion, ministrul Justiției. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nicolae Ionel Ciucă, ministru Apărării Naționale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român,
să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Claudiu Iulius Gavril Năsui, ministru economiei, antreprenoriatului și turismului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României, așa să-mi ajute Dumnezeu. Virgil Daniel Popescu, ministru energiei. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cătălin Drulă, ministru transporturilor și infrastructurii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nechita Adrian Oroz, ministru agriculturii și dezvoltării rurale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Tanțoș Barna, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Ceche Otilo Zoltan, ministru dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cristian Ghinea, ministrul investițiilor și proiectelor europene. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Raluca Turcan, ministru Muncii și Protecției Sociale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vlad Vasile Voiculescu, ministru Sănătății. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sorin Mihai Câmpeanu, ministrul Educației. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Ciprian Sergiu Teleman, ministru cercetării, inovării și digitalizării. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să mă ajute Dumnezeu. Bogdan Gheorghiu, ministru culturii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Carol Eduard Novak, ministru tineretului și sportului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să mă ajute Dumnezeu. Bună seara tuturor! Doamnă președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule președinte al Curții Constituționale, domnule prim-ministru, onorați membrii ai Guvernului, onorată asistență, domnule prim-ministru, onorați membrii ai Guvernului, vă felicit și vă doresc mult succes și multă energie și ambiție pentru realizarea tuturor obiectivelor și proiectelor pe care vi le-ați propus prin programul de guvernare. Oamenilor, cetățenilor români, li s-a promis restructurarea statului, reforme importante în domenii cum ar fi sănătatea, educația, reforme importante în marile sisteme publice, reducerea birocrației, dar și obiective pe termen mai scurt, combaterea eficientă a pandemiei, campania de vaccinare,
relansarea economiei românești, creșterea economică, folosind înțelept fondurile europene, respectul pentru contribuabil. Și toate aceste lucruri vor fi livrate, trebuie să fie livrate. Noul Parlament, noul guvern, împreună cu mine, împreună cu toate autoritățile statului, vom face ce am promis. Vom face reformele, vom repune economia pe picioare, vom face schimbări semnificative, toate în beneficiul cetățeanului. Au trecut aproape 2 ani în care am avut campanii electorale, alegeri. Acum acest ciclu s-a închis. S-a închis ciclul în care noi, cei de aici, ne-am angajat și am promis. Acum, la sfârșitul acestui ciclu, vă spun sincer, la treabă! Cred că se vor face de la distanță, totuși regulile se aplică și la Palatul Cotroceni, și fotografia, nu? Fotografia de grup, președintele, premierul, membrii cabinetului. A fost îndeplinită și ultima formalitate, asta înseamnă că Guvernul României intră în funcțiune. Există la 21 și 30 de minute prima ședință, președintele i-a invitat la treabă, a vorbit despre reformă, a vorbit despre câteva obiective pe care le are împreună cu acest cabinet, cu executivul condus de Florin Câțu, a vorbit și despre cei 2 ani de alegeri care s-au încheiat. La treabă! Așa și-a încheiat președintele discursul. Florin Negruțiu vorbea despre sarcina uriașă pe care o are acest cabinet. Haideți să vorbim și despre viteza cu care el s-a născut totuși, pentru că nu mai credea nimeni că se va naște înainte de Crăciun și iată, s-a născut. Da. Chiar înainte de Crăciun. Iată cum sunt jurnaliștii cărcotați și sunt nemulțumiți de indiferent de cum evoluează lucrurile. Nu? Pentru că la ultima intervenție a mea la dumneavoastră spuneam că negocierile durează prea mult. Acum îmi dau seama că poate ar fi trebuit să dureze un pic mai mult, pentru că optimismul meu legat de acest guvern e moderat. Are câteva bile albe, printre care ar fi faptul că de data asta suntem siguri că studiile făcute de majoritatea celor din guvern sunt reale, sunt luate diplomele pe bune, dar în același timp are și câteva bile negre. Sorin Câmpeanu, despre care am vorbit, care e orice numai bun de ministru al educației, nu. Teleman, despre care înțeleg că e un cercetător fără operă și e specialist în mindfulness și în management emoțional, care nu înțeleg ce caută la Ministerul Cercetării. Digitalizării. Și iată, e percepția, din punctul meu de vedere, extrem de greșită că există 2 guverne. Am observat că cele 2 partide s-au poziționat fiecare. Guvernul PNL, bucățica noastră, și guvernul USR Plus, bucățica noastră. Și fiecare acționează ca și cum n-ar avea treabă unii cu alții. Ba chiar Dan Barna, în calitatea lui de vicepremier, propune o împărțire a ministerelor în așa fel încât să se ocupe chiar și de ministerele USR. Ion Meioniță, viteza cu care s-a născut guvernul. Bună? Da, bună seara. Foarte bună. Trebuie să o recunoaștem. Într-o săptămână, practic, s-a făcut un guvern și s-a făcut un program de guvernare
trecându-se peste niște adversități destul de mari între cele două partide principale, între PNL și USR, de asemenea trecându-se peste o tentativă de lovitură de partid în PNL. A fost un moment critic atunci, în acea seară, în care majoritatea liderilor importanți din PNL au cerut o ședință de urgență a biroului permanent, nemulțumiți de modul în care Ludovic Orban a negociat și a reușit să împartă funcțiile în guvern. A reușit între ghilimele, pentru că asta a fost acuzația care s-a dus, că a, cu ghilimele, vândut partidul, închid ghilimelele, pentru a-și asigura postul de președinte al Camerei Deputaților. Deci au fost momente tensionate, s-au rezolvat cu intervenții, cu telefoane, cu discuții, dar iată că s-a depășit și s-a ajuns la un guvern în funcțiune, ceea ce este un lucru extraordinar și trebuie remarcat totuși. Oricât am fi de critici față de clasa politică, nu putem spune că n-au negociat intens și că n-au reușit să facă ceea ce toată lumea aștepta. Să fie un guvern cât mai repede în funcțiune pentru a genera cele două mari operațiuni, vaccinarea și relansarea economiei naționale. Câteva secunde fiecare, ce anunță nemulțumirile manifeste ale lui Dacian Cioloș? Ion Meioniță. Nu, este clar că vom avea în continuare astfel de și multe astfel de lor de poziție. Nu cred că este nici o catastrofă, nici un lucru surprinzător. Poate e bine să aibă în interior decât un guvern monocolor în care toată lumea spune să trăiți șeful. E bine să avem și astfel de abordări critice, dar care să păstreze într-o anumită limită pentru a nu destructura guvernul. Câteva secunde, Răzvan Chiruță. Cred că liderii USR Plus în general ar trebui să învețe să nu mai folosesc atât de mult Facebook-ul pentru orice lucru, pentru că se pot comunica lucrurile astea și în interior. Nu sunt pentru transparență, evident, dar o anumită disciplină e mai benefică în anumite momente. Florin Negruțiu. Problema pe care o semnalează Dacian Cioloș și au semnalat-o foarte multe voci din societatea civilă, problema rămâne. Guvernul Câțu pornește cu un glonț pe care și l-a tras în picior. Înțeleg că pe domnul Sorin Câmpeanu, fără domnul Sorin Câmpeanu nu se face reforma educației, nu? Proiectul lui Claus Iohannis se numește România Educată, dar da, fiind faptul că domnul Câmpeanu a fost locotenentul lui Victor Ponta, reforma va trebui să se redenumească Pro-România Educată. Mulțumesc mult, domnilor! Scurtă pauză, ne întoarcem cu politicieni, vorbim despre programul de guvernare, numele miniștrilor, imediat rămâneți cu noi. Avem guvern cu drepturi depline, a fost îndeplinită și ultima formalitate, este vorba despre ceremonia depunerii jurământului, s-a desfășurat la Palatul Cotroceni, președintele le-a spus miniștrilor la treabă. Ați văzut imaginile în direct de la Palatul Victoria, urmează ca miniștrii să ajungă acolo pentru prima ședință a cabinetului Florin Câțu. Și nici măcar nu fusese dat votul de investitură, și-au apărut primele critici în legătură cu un ministru, este practic cel mai criticat ministru, ministrul educației Sorin Câmpeanu. Veți vedea imediat un protest care s-a desfășurat astăzi în Piața Victoriei, în fața clădirii guvernului. Până una alta, îi vedem pe miniștri ajungând la Palatul Victoria cu microbuze, 18 miniștri, 2 vicepremieri, un prim-ministru, cu toții sosesc de la Palatul Cotroceni pentru prima ședință de guvern. Probabil 21 și 30 de minute, în jurul orei 21 și 30 de minute, poate 22, oricum în această seară. Remarcabilă viteza cu care s-a născut acest guvern. Suntem practic în cel mai optimist scenariu pe care nimeni nu-l mai credea posibil. Până la Crăciun avem guvern cu puteri depline. Urmărim ce se întâmplă acolo. Haideți să vedem imaginile din Piața Victoriei. Astăzi, Tudor Chirilă, în piața din fața guvernului, a protestat față de numirea lui Sorin Câmpeanu la Ministerul Educației. Mai spun încă o dată că manifest indignarea și revolta față de numirea traseistului Sorin Câmpeanu la Ministerul Educației. Sorin Câmpeanu, care în primul său mandat de ministru al educației a fost în guvernul, mandatul lui s-a întâmplat în guvernul PSD condus de Victor Ponta,
De atunci Sorin Câmpeanu a schimbat 3 partide, a fost membru ALDE, apoi Pro-România, pentru ca în ianuarie 2020 să devină membru PNL. Deci asta este propunerea de reformă, propunerea de reformă reală care se numește România Educată a președintului Iohannis. Atâta a putut să producă ca ministru Partidul Național Liberal. Avem un ministru despre care trebuie să spunem că în 2014 a inițiat controversata ordonanță de urgență care amnistia plagiatorii. Citesc dintr-un articol, introducând o portiță pentru aceștia, doctorii ar fi putut să renunțe la titlu. Pe bune, iertați-mă că nu pot să fiu coerent pentru că sunt extrem de nervos vis-a-vis. A reacționat și Dacian Cioloș, este copreședinte USR Plus. Florin Câțu, întrebat după ce a primit votul de investitură, întrebat de jurnaliști ce are de spus despre criticile care au venit chiar din coaliție, ne-a spus că există o înțelegere între partidele din coaliție să nu-și critique numirile în funcții. Și totuși s-a întâmplat. Despre ce s-a întâmplat cu acest nume apărut la Ministerul Educației Sorin Câmpeanu, cu invitații noștri, Cristina Prună este deputat USR Plus, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Bună seara! Bună seara! Iar Dan Vulceanu este deputat al Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule Vulceanu! Prima reacție a dumneavoastră este Sorin Câmpeanu contestat din coaliție, societatea civilă, cum e? Da, cred că era un lucru la care ar fi trebuit să ne așteptăm, acesta că va fi contestat, având în vedere faptul că, într-adevăr, ceea ce reclamă cei care îl contestă sunt lucruri adevărate. Pe de altă parte, deciziile privind numirea unor miniștri, unor oameni, da, în funcții politice, sunt decizii destul de complicate pe care e mai greu să le explici și oamenii să le înțeleagă neparticipând la astfel de decizii. Eu am încredere că reforma în educație nu ține neapărat de chestiunea asta, că a fost la mai multe partide până acum, ci mai degrabă de urmărirea cu seriozitate a programului politic și a programului de guvernare, astfel încât din timp în timp să fim atenți dacă lucrurile se întâmplă conform celor trecute. Sunt foarte curios cum veți face asta, dacă ministrul nu ar monitorizăm. Face asta, cine altcineva ar putea face? Cristina Prună, despre Sorin Câmpeanu. Da, este propunerea Partidului Național Liberal. Ei au avut această libertate de a decide în forurile politice pe care le au numirile pentru funcțiile de ministri, așa cum noi USR Plus am făcut același lucru. Avem 6 ministere, am venit cu 6 propuneri de ministri care au fost votați cu procente covârșitoare în comitetele noastre politice. Eu sper și noi ne vom asigura că ceea ce am pus în programul de guvernare va fi și realizat. Și credeți-mă că sunt foarte multe lucruri, au fost discuții intense pe realizarea programului de guvernare doar în cazul ministerelor dumneavoastră sau în cazul tuturor ministerelor? Suntem într-o coaliție. Acest program de guvernare este rezultatul negocierilor dintre cele 3 partide, deci va fi normal să urmărim rezultatele pe toate portofoliile și vom avea în mod periodic întâlniri. De altfel, vor fi și secretari de stat de la toate partidele în aceste ministere, care se vor asigura că ceea ce am pus în programul de guvernare va fi implementat. Dan Vulceanu, 10 secunde mai avem. Cine verifică ce face Sorin Câmpeanu? În primul rând, premierul, care trebuie să se asigure, pentru că el este responsabil, da, de activitatea miniștrilor, și pe de altă parte, toate cele 3 partide, astfel încât să ne putem onora promisiunile pe care le-am făcut oamenilor în campanie. Revenim la discuția noastră, scurtă pauză, rămâneți aici.